Zeci de cuhneșteni s-au întors la Baștină pentru a participa la festivalul Cuhnești Art Fest. Chiar dacă ploaiele a stricat un pic planurile organizatorilor, nimeni nu s-a întristat deoarece oamenii de la sate așteptau ploaia cu nerăbdare. Febra evenimentului a cuprins tot satul de la mic la mare și totul a pornit de la idee năstrușnică a unui tânăr artist care și-a propus să aducă arta în sat pentru că anume aici există mai multă libertate pentru creație. Ideea lui Alex Vidrașcu a fost susținută de multă lume bună, dar mai ales de Alex Calancea, care este și el originar din Cuhnești și astfel a pornit un eveniment inedit în Lunga Prutului, care de mult nu a mai văzut atâta lume bună pe aceste meleaguri. Într-un loc parcă uitat de lume, din Lunga Prutului, Cuhnești Art Fest a fost evenimentul ce a durat 3 zile, în care zeci de artiști au împletit în cununa muzei fire de creație, artă și inspirație. Au fost zilele când Casa de Cultură a satului Cuhnești a devenit prea mică pentru oamenii care erau dornici să-și asculte interpreții îndrăgiți.
Organizatorii evenimentului au avut grijă de toate detaliile, dar mai ales de faptul ca festivalul să-i adune pe cei îndrăgostiți de artă. De unde a pornit această idee, aflăm chiar de la Alexei Vidrașcu. Ideea acestui eveniment a fost concepută, deci în urma întâlnirii mele cu Alex Calancea, în timpul festivalului Pascal 2017, care a avut loc aici în Comuna Cuhnești, eu am fost invitat cu participarea unor serii de lucrări personale de sculptură, iar el era în trecere, deci a venit de sărbători acasă la părinți și ne-am întâlnit, a fost o întâlnire așa spontană. Am vorbit despre artă, am prezentat ceea ce am pornit din 2012 cu simpozioanele de sculptură aici la Cuhnești și ideea a venit, uite așa, hai să facem un fel de fuziune între arte, să combinăm muzica, teatru, poezia, astea cu artele plastice. E o chestie care e destul de complicată să realizezi, deoarece sunt toți artiștii sunt diferiți ca concepție, ca gândire. Muzicanții sunt un pic diferiți de artiștii plastici ca mod de a se expune și a se prezenta în public. Dar încercăm să facem această contopire și acest dialog între muzicieni și artiștii plastici, sculptori, pictori. Mai avut noroc. Eram ocupat cu altcineva. Nici nu știi de câte ori ți-am adus în vise flori. De câte ori te-am sărutat, te-am iubit până în zor. Nici nu știi de câte ori am visat că viața mea negru plină de culori. Mai sunteți nepoți, de mai aveți copii, de mai ceva la viață, nu-i vreme de pierdut. Măcar pentru cântec, haideți să ne strângem, să ne amintim cine am fost și suntem. Măcar pentru cântec, haideți să ne strângem, să ne amintim cine am fost și suntem. Festivalul este foarte minunat, chiar îmi pare foarte bine că s-a organizat această în sat. Sunt foarte mulțumită, avem un colectiv foarte minunat și sper ca aceste 3 zile să ne bucurăm de soare. Foarte frumos! Eu, de exemplu, trăiesc în sat, am câțiva ani și eu, de exemplu, e frumos pentru mine, e foarte frumos. Și, de exemplu, eu mă bucur fiindcă la vârsta asta mie văd așa chestiuni că tineretul de bază nu mai face așa și n-am să facă. Dar eu, de exemplu, îți datorit, mulțumesc foarte frumos pentru atenția tăți copiilor și sănătate și bucurie și ne mândrim că avem așa săteni, consăteni. El ca tare, cu mult mai mic ca mine, dar eu estimez. Eu, de exemplu,
părinților îi știu și ei mă știu bine și chiar vreau să dau succes. Succes tuturor! Interesant și pentru satul nostru chiar trebuie așa un festival și chiar îmi pare bine că satul nostru a venit așa oameni importanți și e onoare pentru satul nostru. Ce anume ți-a plăcut? Până acum mi-a plăcut chiar și școala de arte cum a prezentat, dar aștept cântăreții să văd cum ați cântiși. Nu e ușor să organizezi un astfel de eveniment, dar nu și imposibil, spun organizatorii. Simpozionul de artă în lunga Prutului a început pe 20 și a durat până la 30 iulie. Mai mulți artiști plastici din Moldova și România s-au întrunit pentru a crea mai multe sculpturi în piatră și lemn, precum și picturi. În organizarea evenimentului s-au implicat și autoritățile care au salutat ideea. Înțeleg că, de fapt, tabăra sculptorilor este mult mai veche decât, de fapt, Festivalul Cuhnește Art. Și acest lucru este minunat, că acești oameni entuziaști, precum este Alexei Vidrașcu, au decis să lărgească, de fapt, o tabără care reunește oameni cu aceeași pasiune, dar care au totuși deci, o preocupare și profesionistă, adică sculptura la acest capitol. Iată că ideea lor de a lărgi area acestui festival și de a invita aici componenta muzicală pe consăteanul său, Alex Calancea, și ideile lor comune de a lărgi iarăși prin intermediul invitării și a altor deci reprezentanți notorii ai artei care provin din Cuhnești, în primul rând Valentina Nafornița, Alina Ureche și alții, îmi face impresia că aceste locuri binecuvântate de Dumnezeu și foarte frumoase și care sunt populate de oameni atât de talentați vor fi un punct de atracție de nivel național. Suntem toți glodinenii frumos surprinși de această idee bună a pământenilor noștri și chiar din la prima lor adresare am fost receptivi. Consiliul Raional Glodeni, aparatul președintelui, secția cultură, agenții economici din raion, în special primăria comunei Cuhnești, și am contribuit cu toții ca acest festival să ia foc și cred că va fi o carte de vizită a raionului nostru în următorii ani. Mă bucur foarte mult că Alexei Vidrașcu și Alexandrin Calancea au invitat colegii lor, studenți la Academia de Arte, colegii lor din România, a adus o echipă de artiști valoroși de la noi și de peste hotare și trei zile cetățenii raionului Glodeni vor beneficia de un festival destul de consistent de diferite genuri de artă, începând de la muzică rock, muzică clasică, muzică folk, pictură, sculptură și tot ceea ce e frumos pentru sufletul luminesc. Artiștii spun că au venit cu mare drag la simpozionul de artă la invitația lui Alex. În opinia lor, este un eveniment ce merită atenția și susținerea la nivel național, iar operele create aici vor rămâne atât pentru sat cât și pentru întreaga comunitate o oază de inspirație și locul în care omul își dă întâlnire cu arta. Astfel de evenimente ar trebui să fie organizate practic în toată țara și în toate satele, cât fiecare sat, fiecare raion are ce spune, are cu ce se lauda, are ce arăta și eu sunt la 100% sigur că există talente în orice colțișor a plaiului ăsta nostru drag. Și, păi, ca idee, normal că e ceva foarte bun. Personal, de ce ați hotărât să participați la... Păi personal am hotărât să particip fiindcă îl cunosc foarte bine pe Alex, fiindcă colaborez cu el foarte de mult timp. Și na, că e o chestie destul de interesantă. Deci eu mai văd alte părți a Moldovei, am șansa să stau practic afară, la pădure, să pescuiesc, să cânt la un foc, sara, nu știu, să mai petrec, dat fiind faptul că suntem în vacanță, să-mi petrec vacanța gen tabără. E o chestie foarte interesantă. De ce nu? Mă bucur foarte mult că
ne-am unit și am făcut acest proiect. Sperăm să avem viitor și să adunăm lumea nu doar din comună, dar și tot raionul să vină la acest festival. Cel mai frumos să fii acasă, lângă ai tăi, lângă cei care ai copilărit, lângă cei care ți-au fost mereu alături și te vezi încă o dată și e plăcut să cânti acasă. Stima față de Alexei, că el este un sculptor foarte talentat și ceea ce am văzut când aducea la expoziție la Chișinău mi-a plăcut foarte tare. Și într-o zi el spune că mai nu vrei să vii încolo la Cuhnești, dar interesant că bunica mea este născut în Cuhnești. Ea de multă decedată, în 78. Și pe urmă am găsit aici că altă bunică e din Balatina, adică satul de alături, pe linia tatălui, pe linia mamei. Și îmi zic, păi de ce să nu vin? Adică să vin să facem niște lucruri frumoase pentru sat. Dar nu știam că a făcut până înainte de asta încă 4 sau 5 ediții, asta e a 6-a ediție la dânsul. Și oamenii vin și uitați-vă ce parc de sculptură. Cândva o să ne fiți recunoscători că am venit aici și am făcut sculpturile astea, că s-au plasat poate în locuri mai publici, prin parcuri, prin... Și eu văd că el nu vrea să înceteze lucrul ăsta, măcar că a avut foarte mult bătaie de cap și știți cum lucrurile astea organizatorice sunt foarte complicate. Tot în cadrul festivalului au evoluat tineri talentați din regiune, dar și artiști cu renume, precum Tania Cerga, Viola, Guz, Alina Ureche, dar și multe alte nume sonore.